Trebuie să fie un ponei. Vrei să tragem la coș? Nu pot, trebuie să-mi termin referatul. Tu l-ai făcut? Mai trebuie doar să-l trec pe curat. După ce îl fac. Ce șoc! Despre ce e? Oh, n-am citit cartea încă. Știi ce-mi place la tine? Nu te înveți minte. Faci aceleași prostii iar și iar și iar. Nu și acum. Mi-am ales deja tema de citit. Dar Miss Graves nu mi-a acceptat povestea de pe cutia de cereale. Ce nedrept! Știu! Așa că m-am mulțumit cu Tom Sawyer. Oh, am citit-o. Serios? Ai din întâmplare un rezumat la ea aruncat pe undeva? Am citit-o de plăcere. Ești ciudată. Scrii și rezumate de plăcere. Îți dau un dolar. Super, încă 9000 de rezumate și pot să-mi iau o mașină la 16 ani. Zi, s-a făcut? Nu. Dar dacă vrei, îți spun ce se întâmplă în Tom Sawyer. Sigur că vreau. Bine, e vorba despre un băiat care încearcă să-i pună pe ceilalți să facă treaba în locul lui. Păcat că n-am citit cartea, e un tip pe gustul meu. Haide, Nancy, fetele joacă volei. Volei, vin și eu. Hei, cu mine n-ai jucat basket. Da. Bine, hai să jucăm. Cine servește prima? Yoliri! Bună! Cred că ați uitat să-mi spuneți că jucați volei. În ce echipă sunt? Îmi pare rău, sunt una singură. Nu pot fi în ambele echipe. Da, uite cum o să facem. Eu joc mai dintr-o echipă, apoi în cealaltă. Aia mea! Pentru noi. Dacă nu te pricep, ai face mai bine să nu-mi stai în drum. Ea mea! 2-0. Păcat! De ce nu te-ai dus după ea, Nen? Hai, echipă! Mai vioi! Mai cu viață! Puneți mâna pe minge! Hai, pregătiți-vă! Nu dormiți pe voi! Hai! 3-0! Ci! Hai odată, nu pot fi singură peste tot! Bine, știu ce nu merge! Chiar știi? E limpede! Nu avem spirit de echipă! Repetați după mine! Echipa noastră e cea mai tare, a voastră e ca untul în soare. Hai, fetelor, haideți! Echipa noastră e cea mai tare, a voastră e ca untul în soare. Echipa noastră e cea mai tare, a voastră... E despre insula Comori, e super, sigur iau A+. Sigur, de parcă ai putea tu să iei 10. De ce nu? Atât a luat verișoara mea Poli pe rezumatul ăsta. Să știți că abia aștept să vă citesc referatele. Întotdeauna găsesc câte un elev care mă surprinde cu talentul lui. Îmi amintesc că o elevă a scris despre insula Comori. Foarte interesant. A povestit din punctul de vedere al papagalului. Se pare că le-am pe toate. Mai puțin a lui Jessie. Nu te înveți niciodată? Ai un pic de încredere. Aoleu. Jessie, ce e asta? Referatul meu. Chiar așa? Dragă buni și bunicule, ce mai faceți? Eu sunt bine, mulțumesc pentru halatul de baie. Oh, nu, nu e asta. Asta e scrisoarea pentru... Bunu și buna. Îmi place să țin legătura. Sunt bătrân, nu se știe. Înțeleg. Și credeai că o să vreau să citesc asta? Nu, nu, a fost o greșeală. Cred că le-am trimis lor referatul și v-am adus dumneavoastră scrisoarea. Asta e. Deci, dacă o să-i sun pe bunicii tăi, îmi vor spune că rezumatul e la ei, da? Nu pot fi niciodată sigur că cei de la poștă își fac treaba, știți? Eu nu știu decât că l-am scris. I-am pus timbru și l-am pus la poștă. Chiar ați primit un referat de la Jessie? Jessie McCoy, scund cu pulover roșu. Am încercat să-i spun. Ar fi făcut economie de bani. Chiar ați primit rezumatul lui? Mulțumesc. Mulțumesc mult! La revedere! Nimeni nu mă crede! Ți-am spus-o, băiatul e un geniu! Profesoara lui îl apreciază în mod deosebit. Probabil i-a recunoscut talentul. Știi, n-ar fi trebuit să mănânc murături la prânz. Trebuie să păstrăm rezumatul ăsta. Poate că cineva va dori să-l publice. Ai cacao!
Oh, îmi place tare mult să-l citesc. Rezumatul cărții Tom Sawyer de Jesse McCoy. Acesta este... Referatul meu de 200 de cuvinte despre cartea Tom Sawyer, care a fost scrisă de Mark Twain. Am scris deja 26 de cuvinte, ceea ce înseamnă că îmi rămân 174. Pa! Dar dacă număr ultima propoziție, mai am doar... Crede-mă, a mers perfect. Când am văzut ce programe marfă se transmit la TV, am știut că n-o să mai termin referatul. Așa că am găsit șmecheria asta. Mișto? Mie de ce nu mi-ai spus? Puteam să fac la fel. Da, sigur. De parcă Miss Graves ar fi crezut că amândoi ați încurcat referatele cu scrisoarea bunicilor. Ce scrisoare? Ar trebui să fiu premiat pentru asta. Ți s-a terminat norocul. Mai ai o zi să scrii rezumatul. Nu m-am agitat atâta doar ca să câștig o zi. Ei, i-am spus lui Miss Graves că mi-au trebuit zile întregi ca să-mi organizez notițele, dar prostul de mine le-am aruncat după ce am terminat rezumatul. Impresionant! Și ai câștigat mai mult timp? Hei, cum i-am spus și lui Miss Graves? I-a cerut cineva lui Moise să scoată cele 10 porunci peste noapte? Știi, e prima oară când vă pun pe tine și pe Moise în aceeași propoziție. Nu-i tot! Am convins-o pe Miss Graves să aștepte până când bunicii îmi trimit înapoi referatul. Și am sentimentul că o să treacă ceva timp până să se întâmple asta. Nemaipomenit! Trebuie să plec, papa! Nu-i Polly? Nu! E ocupată să părească un puș pentru că a pus gura pe țâșnitoare. Să jucăm! Iuliu! Vin și eu! Mă, regret că am întârziat, a trebuit să-l părăsc pe un puș. Dar acum am venit, așa că nu mai fi supărate. Hai, servește! Vino la mămică! Stai, nu servi! Eu, era să uit! Am făcut copii pentru toată lumea cu regulile oficiale de volei. Nu ne trebuie reguli, știm să jucăm. Oh, serios? Și ce-ai face dacă jocul ar fi amânat din cauza unei alunecări de teren? Ah, nu te teme, scrie regulamentul oficial. În plus, acum putem cronometra reprizele ca să știm când să schimbăm terenul. Și avem nevoie pentru că se știe că echipa lui Jordan ia mereu terenul umbrit. Și vrem și noi la umbră. Bine, crezi că putem juca astăzi? Oh, avem timp suficient. De acum înainte jucăm reprize de 7 puncte. Jocul e până la 15. Nu și în Lituania. Lituania? Începem planul A. Veți vedea că în regulament sunt trecute pedepse pentru lipsa de fair play. Veți să le citești, Tilly? Și... noua regulă? Vai, uitați cât e ceasul. Trebuie să mă duc imediat acasă să mă joc cu peștele meu. A, și eu. Trebuie să-mi plimb pisica. Eu trebuie să-mi cumpăr o pisică. O, ajut pe mama. Eu spăl vasele. Trebuie să iau medicamente. Pa, pa, pa. Hei, întoarceți-vă, nu plecați. Trebuie să discutăm despre sutienele de sport. Nu-i Polly. Planul a funcționat. Să jucăm. Ioldliru! Așteptați, vin și eu. Oh, mă mir ce văd aici. Credeam că aveți treabă. Oh, am crezut că e joi, nu miercuri. Trebuie să-mi cumpăr kilos din aia cu zilele săptămânii. Și zi, de ce mai ești la școală? Am făcut niște studii. Exact cum credeam. Mai multe țări din America Centrală folosesc regulile lituaniene. Se pare că jocurile de 7 puncte au trecere. Așa că, hai Lituania! Hai odată, n-avem toată ziua. Care e planul B? Mă gândesc. Bună, Tilly, ce pălărie frumoasă! Freddy, nu pleca, Jesse. Dă-mi referatul, te rog. Miss Graves, vedeți, scumpii, bătrânii și bolnavii mei bunici n-au putut să-mi-l trimită încă. Nu-l pot lăsa într-o cutie poștală? Sigur, dacă ar putea ajunge până acolo. A nins mult și e totul blocat. Îmi pare tare rău. Of, ce rău îmi pare. Referatul, te rog. Regret, nu-l am. Bunul voia să mi-l trimită, dar a răcit. Apoi a răcit și buna, la plămâni. Aș putea insista să-și croiască drum până la cutia poștală, dar dacă doriți să vă asumați răspunderea... Nu pot să cred că Miss Grace mai crede scorneala ta cu referatul. Cum mă descurc, a?
Ai tras atâta de timp încât ai luat A și dacă ai fi scris doar o propoziție pe zi. Da, dacă m-aș fi obosit să o scriu. Idioțenia e contagioasă? Încă nu l-ai scris? De ce să-l scriu? Planul meu genial e să trag de timp până când Miss Grey se plictisește să mi-l ceară. Nu credeam că o să ajungi atât de departe, așa că ține-o tot așa. Eu râu! Nen, așteaptă! Pa, pa! Planul B! Hei! Poli, m-a fugărit 3 blocuri. Am scăpat de ea când m-am ascuns în șanțul de canalizare. Era murdar și scârbos, dar a meritat. Scârbos, dar măcar ai scăpat de... Eu râu! Aici erați! Ia uite ce-am adus! Ascundeți-vă! Probabil a adus colecția de linguri. Regret! A durat atâta până să vă găsesc că nu mai aveți timp să vă jucați cu bulgăraș. Trebuie să exerseze! Pa! Hei, Gabriel, vrei să vii după ore să... Regret, cred că am treabă. Bună, Poli, pot să vin după ore să mă joc cu bulgăraș? Pot, pot. Nu o să vă vină să credeți! Gabriel tocmai s-a invitat la Poli doar pentru că are un ponei. Poli aici? Unde? Hei, Poli! Poți să-i peri coada lui bulgăraș? Poli a spus că pot să-i dau lui bulgăraș un morcov. Incredibil! Atâta entuziasm pentru un morcov ridicol! Acre, și eu bulgăraș nu o să vrea morcov dacă îi dau cuburi de zahăr. A? A? Bună, e mult mai bine, mulțumesc. A reușit în sfârșit să-mi ducă referatul la poștă, deși era o furtună groaznică afară. Dar înainte să-i dea drumul, tornada a ridicat cutia poștală și a dus-o la mile distanță. Uaha! Și am auzit că a lovit o vacă. Aha. Spune-le bunicilor tăi să-mi-l trimită prin fax, te rog. E o idee bună, dar nu se poate. Bunicii mei nu se ating de invențiile astea moderne de când cu accidentul... Bunicul era în sandale și... Treci la locul tău. Probabil că am ajuns într-un bizar univers paralel. E vreme ce toată lumea vrea să stea cu mine, m-am gândit că singurul mod cinstit de a da tuturor o șansă e să vă treceți numele pe etichete. Și după aceea puteți să vă alegeți o zi. Vă rog să vă așezați la rând în dreapta mea. Și nu împingeți, nu dați cu coatele, va veni rândul tuturor. Oare chiar merită? Poli? Ponei? Poli? Ponei? Nu, 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 am și eu principiile mele. Eu merg joi! Grăbește-te, calendarul se completează tare repede. Eu nu mai înscriu. Cum? Hei, Poli m-a prâ la radio că am aruncat o cutie de aluminiu în toneda pentru hârtii. Vrea să mă închidă când fac 18 ani. Nu mă înscriu, nu. Da, mă, dar are un ponei. Și eu am principii. Nu-mi vine să cred cât de ușor vă lăsați voi cumpărate. Dacă Poli ar avea doar un cățeluș, ați mai fi prietene cu ea? Poli are și un cățeluș? Wow! Eu mă plimb cu poneiul sâmbătă la 3. Eu la 4 și o să-mi pun cizmele de cowboy. Și voi doi? Ce se întâmplă cu toată lumea? Este vorba de Poli. Poli cea imposibilă. Fata care prăște pe toată lumea și ne calcă pe nervi. Poli. Da, cea cu poneiul. Eu una nu mă las cumpărată. Duceți-vă să vă petreceți timpul hrănind poneiul și călărindu-l. Și lăsați-l să vă lingă și... Vreau să mă lingă și pe mine. Vreau să-l hrănesc și să își plimbe boticul pe obrazul meu și să mănânce numai morcovii și zahărul de la mine și să doarmă în patul meu. Oh, și vreau să-l călăresc ca o tânără zeiță cu pletele fluturând în vânt, galopând printre nori cu aripi de... Oh. Hei, n-aș vrea să trăiesc ca ea. Vă doresc o zi bună. Nu uitați, mâine trebuie să-mi predați tema cu biografia. Uite aici, e floare la ureche pentru mine. Jesse, chiar pe tine voiam să te văd. Biografia ta nu este... Complet terminată. E despre Mark Twain, autorul meu preferat. Oh, Mark Twain, autorul despre a cărui carte ai scris un referat pe care încă nu l-am văzut, nu? Asta e și ideea. Vreau să dezvolt ideile pe care le-am folosit în primul referat, dar nu pot să fac asta pentru că bunicii nu mi l-au trimis încă înapoi.
Am observat și eu. Desigur, m-aș putea duce la bibliotecă, dar asta ar însemna să furi ideile altcuiva. Înțelegeți? Îmi place să gândesc singur. N-am ce face atâta timp cât bunicii inventează tot felul de scuze penibile. E frustrant. Înțeleg. Dar vreau cele două referate până mâine. 267 de pagini! Dacă citesc o pagină pe minut, o să-mi ia o veșnicie! Mulțumesc, Tilly. Amelia Earhart, frumoasă alegere. Robin Hood, interesant. Referatele mele, Miss Graves, este că n-ați crezut că l-am scris pe primul? Nu mă poți condamna. Odată nu mi-ai dat tema pentru că te tulbura prea tare războiul din Cașmir. Da, păi ăla era vechiul Jesse. Noul Jesse nu se dă în lături de la nimic când e vorba de cunoaștere. Jesse? Da, Miss Grace? Referatul ăsta despre Tom Sawyer. Ți l-au trimis în sfârșit bunicii tăi? Așa e. Buna spunea că nu-i merge aparatul de la inimă, dar i-am spus să reîncarce bateriile și să se ducă imediat la poștă. Ei, nimic nu mă putea opri să vă dau asta, domnișoară. Deci tu ai scris asta? Categoric. Tom Sawyer prezintă aventurile unui băiat din Mississippi. Eu am scris fiecare cuvânt. Mark Twain a folosit chestii din copilăria lui când a scris cartea asta. Dacă vreți să știți mai multe, citiți lucrarea despre biografia. Tot eu am scris. O singură întrebare, Jessie. Întrebați. Când ai scris lucrarea asta, de unde știai că o să o scrii pe cealaltă? Am stat și v-am privit cum una câte una m-ați părăsit pentru Polly și poneiul ei. Și v-am spus răspicat că eu nu m-aș lăsa fraierită ca voi. Mi-ai spus că nici dacă ți s-ar turna apă distilată în ochi nu te-ai juca cu Polly. Mi-ai spus că mai degrabă ai mâncat furnici roșii decât să... Și știu cât de mult îmi prețuiți cu toții părerile. Mama spune mereu că am o personalitate puternică. Dacă v-aș spune să vă urcați într-un autobuz greșit, m-ați urma ca oile. Da. Și cum nu mai stăm cu tine, n-am mai greșit niciodată autobusul. Spre deosebire de voi, eu n-am stăpân. Îmi iau singură hotărârile, îmi păstrez principiile. Trebuie să fii un om mare ca să ai principii. Și un om și mai mare ca să recunoști că poate te-ai înșelat și tu un piculeț. Vreau să filmez faza asta. Îmi dau seama acum că se poate să mă fi șelat în privința lui Polly. Are multe de oferit și de aceea am sunat-o aseară și am spus să-mi dea o etichetă cu numele meu pe ea. Și Polly, fată de treabă, m-a primit chiar azi. Și ca să vedeți ce prietenă bună sunt, puteți veni cu toții la Polly ca să vedeți cum îl călăresc pe bulgăraș. Așa că, die, la galop! Te duci la Polly? Cred că glumești. Ha? De câte ori poți asculti povestea lingurii norvegiene? Dar merită, bulgărașii adorabili. Da, bulgărașii e drăguț, dar tot trebuie să o subor și pe Polly. Dar uiți de Polly când ești călare pe bulgăraș, nu? Cine îl călărește pe bulgăraș? Nu te lasă să-l atingi dacă nu treci testul. Există un test? Aure, eu l-am picat de 9 ori, nu știam decât 6 oase din piciorul calului. Eu n-am știut cum se zice la cal în latină. Eu am picat fiindcă n-am știut să desenez sistemul digestiv al calului. Lăsați să pricep, nimeni nu l-a călărit pe bulgăraș? Păi de-aia e liberă azi, că e liberă în fiecare zi. Acum e liberă și azi, fiindcă n-am de gând să... Grăbește-te, nene, așteaptă-i mei! Am vești bune! Mergem la țară și mă poți privi cum îl călăresc pe bulgăraș peste dealuri și văi, peste ape, prin luni și peste tot! Și dacă treci testul la anatomie și pe cel nou de echitație, poți să călărești și tu cu mine, să știi! Te las! Nu te teme! O să te țin bine! Polly, mi-am amintit că s-ar putea să plouă. Nicio grijă! Lui bulgăraș îi place noroiul! Și pentru că o să ne întoarcem târziu, i-am spus mamei că o să dorm la mine! Dorm la tine? În casa ta?
Nu. E aranjat! Îți împrumut una din rochile mele pentru mâine. O să ne distrăm grozav împreună. Plângi de fericire! Hai, Nen, tu prima! Până ajungem, trebuie să avem grijă de bulgăraș și să curățăm mizeria. Uite una mare! Nu, nu pe bulgăraș!